Avem niște copilași de vârste mai fragede, două picături, așa cum mi-a plăcut să le numesc. Avem două picături care nu pot vorbi de așa manieră încât să acopere absolut totul, inclusiv balconul. Da? Acestui palat minunat, că este totuși un spațiu absolut superb. Sunt copii absolut minunați. Am avut o mare bucurie. Mulțumesc pentru asta festivalului de arte, pentru această invitație și pentru această șansă de a descoperi niște copii care au reușit să învețe câte o fabulă, să o și înțeleagă, veți vedea, și să descopere cum să se integreze fiecare, creind diverse personaje, în fabulele colegilor săi. A fost un exercițiu foarte intens, foarte greu, iar copiii aceștia au renunțat la câteva zile din vacanță, au venit zilnic aici să-i bat eu la cap și au reușit să pună pe picioare ceea ce veți vedea în momentele următoare. Îi felicit încă o dată și vă felicit în primul rând pe dumneavoastră, părinții și cei care ați avut grijă și i-ați îndrumat pe căile acestea, pentru că vă asigur cu ocazia asta că vor avea o dezvoltare cu totul și cu totul special. Indiferent de drumul pe care vor alege să-l parcurgă, indiferent de meseria pe care o vor face, toți sunt copii foarte talentați, foarte dăruiți, fiecare având ceva special, ceva specific de spus, lucruri pe care ei s-au străduit să le aducă aici, spre bucuria dumneavoastră. S-au străduit să, și se vor strădui, după cum veți vedea, să împărtășească micuțele lor bucurii, creind astfel o bucurie mai mare, care sperăm ca în anii următori să cuprindă și partea a doua a sălii, și balconul, și de ce nu, întregul oraș. Asta însă depinde de fiecare. Vreau să precizez că în seara asta sunt oameni care au plătit niște bilete de tren și au venit special de la București ca să vadă aceste spectacole. Exact. Și nu e puțin lucru. Nu pentru mine, nu pentru copii sau pentru toate aceste lucruri, dar în primul rând pentru acest festival care promite și care aduce cu fiecare apariție, indiferent de instrumentele muzicale pe care le veți auzi sau de această mică secțiune, cum v-am spus, de 3 ore și cât durează, va dura, nu vă speriați, nu, glumesc. Nu, te invităm în scenă pe Teodora, pe Alexandra, pe Ana și pe Radu. Mai amar.
și boul de Gheorghe Asachin. Broasca mică! Cât un ou! Da, scuze. Au văzut păscând un bou. Și mirându-se prea tare de o făptură atât de mare, wow! Cugeta că ar fi noroc și-a familiei laudă dacă ar putea să se prefacă din mic mare dobitoc. Deci de ambiție se aprinde, mereu suflă, se întinde și apoi zice: Surioară! Nu scap boul bună oară! Dar acestea au zis: Ba! Broasca mânda se umfla. Zisau iar: E, vezi, lelică, soro-ți spun că ești tot mică. Oare acum l-am ajuns? Încă nu, i s-au răspuns. Broasca atunci s-au mai umflat, tot așa până au crăpat. Vrea ca asta broască mică pe mai mare cel mic să ajungă. Tot se umflă, se ridică, fără a cere sfat la pungă. Câinele ovreiului de George Topârceanu. Într-un an, cândva într-o vară, nu știu unde în ce sat, un ovrei, mergând cu marfă, într-o curte a intrat. Și cum intră el pe poată, cu bagajul la spinare, îi sare înainte un dulă urât și mare. Ce mă fac acum? Se întreabă bietul Ițic supărat. Dacă strig să vie omul, până să vie m-am mâncat. Dacă plec pe poartă iar, aș pleca eu bucuros, dar dulăul e în stare să mă apuce pe din dos. Nici acolo, nici încoace. Eu mai bine stau pe loc și am să-mi iau cu vorba bună. Chiar așa să am noroc? Măi, Grivei, ascultă! De când umblă eu pe jos, n-am văzut în toată lumea un cățel așa frumos. Nu-ți face griji. Mă mai duce la târg eu. Lasă, ce aduce vreun covrig? Ce folos ai dacă latri? Parcă ți iese vreun câștig? M-am venit la Bade Gheorghe! Ei, și ce dacă am venit? N-am să stau una la dânsul? Plec îndată la ham. Dar dulăul se repede și mai tare! Mai tare! Stai pe loc! Hai, vezi, mi-e frică, ce păcat că n-au pușcă Bade Gheorghe! Bade Gheorghe, ieși afară că mă mușcă! Bade Gheorghe iese în ușă, dă cu o piatră după câine și apoi zice: Nu te teme! Ține, ține, majupâne! Nu știi vorba românească de la moș strămoș lăsată, ca un câine care latră, nu te mușcă niciodată? Știu proverbul, zice Ițic, că-l avem și nouă vrei, dar e vorba dacă-l știe și Grivei! Câine s-a dea, îmi zice, iar nu domnia voastră.
Așa vorbea de ună zi cu un bou oarecare. Samson! Dulău de curte ce lătra. Uf! Foarte tare. Uf! Uf! Cățelul samurai. Și ședea la o parte. Ca simplu privitor, auzim vorba lor. Și că nu am mândrie nici capriții de șarte, să apropie îndată să-și arate iubirea ce are pentru ei. Gândirea voastră, zise, îmi pare minunată și sentimentul vostru îl cinstesc, frații mei. Noi, frații tăi, răspunse Samson plin de mânie. Noi, frații tăi, bătaie, o să-ți dăm o bătaie. Care să pomenești, cunoști tu cine suntem și ți se cade ție. Lichea! Lichea are rușinată! Astfel să ne vorbești? Dar zicea... Și ce-ți pasă ție? Te întreb eu ce zic! Eu! 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 Se spune eu! Ce ziceam? Adevărat vorbeam! Că nu iubesc mândria și că urăsc pe lei! Că voi egalitate! Dar nu pentru căței! Acestea între noi adesea o vedem și numai